Hei, am început? Da. Hei, sau și bine am găsit un nou clip pe acest minunat și minific canal. Astăzi ne vom juca Granny și vreau să zicem, am jucat-o pe normal și pe extra lucru, dar vom da pe practice și la muzica. Și de data asta, voi vedeți, ne vom juca să vă arăt un easter egg, probabil foarte neștiut de multe lume. Sunt easter egg care în cam parte o să vedeți voi. Și ce face cartea aia? Pentru că mulți zic că cartea aia n-are niciun sens, dar cartea aia chiar poate să facă ceva și o să vă arăt în episodul de astăzi ce putere are cartea aia, să zic așa. Hai să vedem. Îi dăm drumul. Hai să deci nu avem bunicuța, vezi acolo că scrie că nu este bunicuța. Și eu trebuie să caut cartea. Să ce spawn este că nu aici, nu în dulapul ăsta, trebuie să mă uit. Trebuie să mă uit în dulapul ăsta. Habar n-am unde este cartea, aici ce este, n-am nimic. Habar n-am unde e cartea, așa că o vom căuta. Trebuie să găsim, de fapt aici și da. Trebuie să găsim cartea aceea, pentru că cartea, o să vedeți, că o carte practic face tot. Deci cartea efectiv face absolut tot. Nu știu unde, aici este Witch Handler-ul. E scaun, spawn-ul cu carte în baie. Probabil. Păstanță cu partea din casă prima oară și prima dată. Cod aici este codul ăla, mă interesează. Hai să vedem. Să caut cartea ce habar n-am unde este. Da, corect, spawn-ul cu cartea în baie. Că auzi aici cartea. Bun, book. Și cartea asta va fi un video scurt, adică nu o să fac lung, pentru că doar vă tu este și filmez de pe altă tabletă, probabil, nu știu dacă vă dau seama, habar n-am. Ok, camera aia cu dulapul, adică camera asta. Dacă ne dăm seama, acest dulap este pus pe geaba, pentru că nu se poate niciun item spawna și aceste cărți sunt ca aceasta și are legătură cu dulapul. Mergem la tabloul ăsta, asta cu sânge alb. Hopa! Da, unde asta? Și ia uitați ce se întâmplă, băieți. Ia uitați, nu este niciun mod, efectiv chestia asta există. Aici sunt alte jocuri developer și, băieți, vă prezint pe mama lui Granny. Ia uitați-o, aici este legată Hopland, deci este legată, dacă știți voi, să vedem povestea, ce poză bună thumbnail ar fi așa, da? Să vedem povestea, nu știu, dacă o știți pe mama asta, o Granny, sau dacă știați easter egg-ul și dacă de ce este legată, asta parcă apărea în Slenderina, nu știu, eu am jucat Slenderina. Așa, hai să vedem. Și da, băi, vezi, cam atât ar fi cu acest episod, Hopland, cât am filmat. Dar da, cam atât ar fi cu acest episod, sper că v-a plăcut, apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!